Cea mai mare realizare este de departe refacerea infrastructurii rutiere a județului, care înainte avea probleme serioase. 212 km și valoarea de 165 de milioane de lei. Vreau să rețineți lungimea, 212 km. Aici avem și drumurile naționale, pentru că vorbim de raza județului Satul Mare, și Odoreu Medieșapa, și faptul că de la Livada până la limită de județ, cu ajutorul Guvernului Ponta, am putut să asfaltăm acea porțiune, intravilanul Tășnadului, și restul, drumurile județene făcute de noi din bugetul nostru și pe fonduri europene, aici ai pe POR, plus pe HURO. Uitați-vă de-a lungul timpului, din 90 încoace, când s-au mai făcut asemenea investiții în infrastructură rutieră cu reabilitări complete. Știți ce înseamnă reabilitări de drumuri? Să-ți permiți să faci și din bugetul Consiliului Județean o parte și de la Ministerul Dezvoltării. Asta se fac cu foarte multe sacrificii. Nici sumele care au mers spre reabilitarea sistemului de sănătate nu sunt de neglijat și ele se ridică la 10 de milioane de lei plus arieratele care au fost plătite grație intervenției de la nivel central. Deci la banii care sunt la sănătate investiți în perioada asta putem să punem și arieratele de 16 milioane de lei. 4 milioane de euro. La aia 40 de milioane de lei mai punem și arieratele de 16 milioane. Deci vorbim de vreo 56 de milioane de lei atunci ce au intrat în sănătate acum. Programul Național de Dezvoltare Locală a adus și el 50 de milioane de lei spre județul Satu Mare, asta grație implicării guvernului Ponta și a ministrului Liviu Dragnea. Pe Programul Național de Dezvoltare Locală, pe ordinul Ministerului Dezvoltării, avem suma totală de 55.343.294. Obiective de investiții în continuare, obiective de investiții noi. Și suma totală 55 de milioane. Încă o dată spun și vreau să le mulțumesc din suflet primului ministru Victor Ponta și ministrului dezvoltării, domnului Liviu Dragnea, pentru tot binele care l-au făcut acestui județ. O guvernare care a fost pentru autoritățile locale. Această guvernare, într-adevăr, au făcut tot ce este posibil pentru dezvoltarea județelor. Și aici am avut mare noroc că și noi am fost un județ foarte, foarte bine ajutat. Foarte mult ajutat. Conducerea Consiliului Județean are în vedere continuarea actualei politici investiționale și în anii următori, de la sistemul de sănătate la infrastructura rutieră, cultură, ajutor social și turism, toate domeniile vor avea parte de proiecte noi în 2015. Unele investiții vor fi finanțate prin bani de la guvern, în timp ce altele vor fi realizate pe fonduri europene. În acest an, conducerea județului a reușit să atragă 165 de milioane de euro din bani comunitari.